Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra vieții din municipiul Orșova. Marele dușman al revenirii turismului îl reprezintă tocmai măsurile de restricție. Pentru mulți operatori economici este dificil să-și poată menține businessul în viață. Turismul a trecut prin unul dintre cei mai dificili ani, 2020, care, marcat de pandemie și de restricțiile impuse de autorități, și-a pus amprenta considerabilă asupra industriei. Scăderile acestui domeniu vor fi greu de recuperat pe clisura Dunării și mai ales în municipiul Orșova. Turiștii sunt mult mai puțini față de anul trecut, comparație cu 2020 a fost un an puțin mai greu din cauza pandemiei. Sperăm că anul 2021 va fi un an mult mai bun, cu mai mulți turiști, dar sperăm să termine odată cu pandemia. Dacă nu, să nu se repete ca în 2020. Încă de la izbucnire, coronavirus și-a pus amprenta pe foarte multe afaceri care au înregistrat scăderi puternice și au fost nevoite fie să își retragă activitatea, fie să o suspende complet. Companiile din Horeca, firmele din domeniul transporturilor de persoane, al turismului sau organizatorii de evenimente au fost cei mai afectați de această situație de criză, în condițiile restricțiilor impuse de autorități.